Bună ziua, dragi prieteni din Capricorn. Haideți să vedem la Capricorn pentru luna aprilie. Capricornul, da? Pentru doamne, prima dată. Dragoste. Vă rog frumos să vă abonați și să împărțiți acest video cu cine credeți dumneavoastră că este interesată, interesat. Așa. Aici vă văd o ceartă sau discuții cu un copil sau cu o nouă dragoste. Vă vine o nouă dragoste în viața dumneavoastră, dar trebuie să o acceptați. Vine marea dragoste, o să aveți mare noroc în dragoste, dar trebuie să acceptați și să fiți mai pozitivă. Sunteți foarte negativă. Sunteți înconjurată de negativitate, trei cărți. Să aveți mai multă încredere în dumneavoastră, mai multă încredere în dragoste, să dați șansă. În familie vă văd discuții, certuri cu copii, certuri în familie, certuri, discuții, dar până la urmă veți avea bucurie în dragoste. Arată că ar trebui să lucrați cu copiii sau să dați mai multe atenție la copii, de să faceți temele cu ei, să ieșiți cu ei, să faceți mai mult pe placul copiilor, da? Arată un copil bolnav sau un copil cu probleme sau un nou început care începe, acest început este cu probleme, va fi cu ceva probleme. Poate să fie din cauza că acea persoană care vă iubește sau cu care veți fi sau cu care sunteți este puțin mai tânără. Sau este un nou început în viața dumneavoastră, un nou început pentru dumneavoastră și atunci este altfel, este mai greu. O nouă dragoste, un nou început în dragoste. Sunteți înconjurată de un nou început în dragoste. Toate relele care au fost vor trece, trec. Ați avut o perioadă de mult timp mai grea în dragoste. În general, toți capricornii nu a fost ușor în dragoste pentru ei. Deci nu a fost în nimic ușor, nici în serviciu, nici în dragoste pentru capricorni. Pentru că așa au fost planetele. Arată că poate aveți, arată că veți fi mai socială. Deocamdată aveți contacte sociale sau conexiunile dumneavoastră sociale nu sunt foarte bune. Că nu dați șansă la dragoste, că aici arată minciuni în jurul dumneavoastră, vrăji pot fi, vrăji, da? Dar poate fi și doar că dumneavoastră sunteți așa, așa întoarsă, sunteți negativă, poate, deci tot negativitate vă văd, să știți. Dar toată această negativitate se va îndrepta, se va duce. Vorbe, trebuie să vă gândiți la ceva ce ați auzit sau veți avea o discuție aprinsă, certuri, vă văd, poate fi în familie sau cu un membru al familiei, cu unii membri ai familiei. Multe conversații, multe povești, multe vorbe.
În dragoste, conflicte văd, dar și o relație cu multă pasiune. Sau faceți public o dragoste, apare o persoană, apare marea dragoste în viața dumneavoastră, sau v-ați despărțit pentru o femeie sau o problemă care ați avut-o. Da? O problemă din cauza unei femei v-a făcut probleme. Dar veți avea un nou început în dragoste. Va apare acea persoană, doar să-i dați șansa să intre în viața dumneavoastră. Pentru că de apărut apare acea persoană. Apoi vă văd în public, vă văd că ieșiți cu prieteni, cu familie. Și greșeli, văd greșeli. Dar și durere în sufletul dumneavoastră, în durere în dragoste sau pentru un copil suferiți. Da? Unele doamne arată durerea, poate fi vorbe ce ați primit, dar arată că va apare o dragoste spirituală, un suflet pereche. O să aveți o conexiune spirituală cu această persoană. Conversații spirituale. Începeți prin conversații spirituale această nouă relație. Vorbiți cu acea persoană. Da? Dar totuși sunteți înconjurată de negativitate. Dar se duce încet, încet. Haideți să vedem. Să extrag trei cărți. Sper să se filmeze. Iar să filmez degeaba. Așa. Haideți să vedem una. Să mai extragem două. Să alegeți dumneavoastră. Și trei. Să alegeți unul, doi sau trei. Haideți să vedem prima, dacă ați ales. Aceasta este dragostea adevărată. Dacă ați ales prima, arată că vine dragostea vieții dumneavoastră sau sunteți deja cu dragostea vieții dumneavoastră. Aceasta este romanța vieții dumneavoastră. Da? Dacă ați ales a doua, spune o nouă dragoste. Este cineva care v-a atras sau v-a înțepat acolo. Pentru romantismul, da? Simțul acela de romantism vi l-a deschis această persoană. Deci o persoană nouă care a intrat în viața dumneavoastră sau va intra. Și ultima, dacă ați ales-o, spune să vă eliberați, să vă luați regia vieții în mâini, să nu vă mai gândiți la trecut, să lăsați trecutul și totul și să începeți de nou. Dar fără trecut, deci prezent și viitor, atât. Da? Haideți să vedem la bărbatul Capricorn, la domnii din Capricorn. Domnii din Capricorn. În dragoste. Visați la o dragoste. Sunteți îndrăgostit. Foarte îndrăgostit. Poate fi de soția sau de. Da. În căsătorie vă gândiți la decizii, dar încă rămâneți căsătorit. Încă rămâneți căsătorit, arată. Inelul, casa. Dragostea, aici arăți crucea, că stați și vă gândiți să luați decizie, aici mesaj, mesajul de dragoste, multă bucurie, dragoste sinceră, vești despre dragoste, vise,
Visați la fel, ați vrea să faceți o călătorie, faceți o călătorie în aprilie cu persoana iubită. Foarte bine este la bărbatul Capricorn. Sunteți iubit, iubit și sunteți iubit. Da. Așa este. Cereți pe cineva în căsătorie sau faceți planuri de căsătorie cu cineva. Sunteți creativ, romantic, bucuros, da? Ce să mai zic? Poate să fiți o persoană căsătorită deja, faceți o călătorie împreună, sunteți foarte emoțional, iubiți foarte tare soția, o relație foarte stabilă, o relație bună, stabilă. După aceea, în casă, vă văd dragoste, vă văd că sunteți mai uniți, mai vă înțelegeți mult mai bine decât până acum. Lucrurile merg mai bine. Vești bune, poate faceți o călătorie sau vine cineva în casă. Dacă e departe persoana, vine la dumneavoastră, veți locui împreună, vă întâlniți. O să aveți o. Asta repede se întâmplă ce vă spun. Acum, în primăvară. Dacă sunteți singuri, la fel, vă vine marea dragoste. O să trăiți o poveste de dragoste foarte frumoasă. Foarte bine. Așa. Deci, prima dată, sunteți activ, arată că vă vine cineva în viața dumneavoastră, o persoană poate vă aduce un mesaj, vă spune ceva despre acea persoană, o să fiți foarte fericit, în familie la fel, foarte fericit. După aceea, luați o decizie, poate parcă sunteți puțin instabil, nu știți ce să faceți, primiți mesaje de la prin SMS sau poștă. Sunteți afectuos, romantic, vă gândiți la dragoste, la romantism. Dacă sunteți căsătorit, la fel, dați foarte multă atenție persoanei, sunteți romantic, sunteți emoțional, uite, succes mare aveți în dragoste, împlinire în dragoste. Da. În căsătorie vă merge foarte bine, nu se destramă căsătoria. Dacă ați stat pe gânduri să vă despărțiți, să vă divorțați, acum nu. Văd că nu mai aveți acel gând. Vă iubiți familia, aveți o casă frumoasă, poate vă mutați în altă parte cu persoana iubită, luați decizii sau veți avea două case. Și asta se proprietate, vești despre casă, vești despre o schimbare, arată o casă fericită, o casă fericită sau o petrecere, poate este ziua cuiva sau oricum faceți și o călătorie împreună. Ce să zic, este super. Super, super iese. Vise de dragoste care le aveți dumneavoastră. O nouă dragoste, dacă sunteți singur, o nouă dragoste, mare dragoste, cu pasiune, multă pasiune. Dragoste adâncă, sinceră, romantism. Mesaj de dragoste. Foarte bine. Numai dragoste. Numai dragoste. Sunteți numai o dragoste în aprilie, bărbatul Capricorn. Deci, care doamnele care se uită pentru bărbatul Capricorn, să știți că este super. Este îndrăgostit, este. Are multe oferte de dragoste, multe știri, multe vești. Da? Multe persoane în jur. Aveți de unde să alegeți dacă sunteți singuri și dacă nu sunteți singuri.
Cred că mai bine decât la balanță. A ieșit la Capricorn, la bărbat. La fecioară, a ieșit iar bine la bărbat, fecioară. Haideți să extragem câte o carte, una, care vreau să cumpăre. Două. Și trei. Să alegeți 1, 2 sau 3. Haideți să vedem dacă ați ales prima. Spune să lăsați controlul, să nu mai controlați acea persoană. Prima, da? Sau acea persoană sau acea situație, să lăsați totul să se dezvolte într-o formă naturală, pentru că totul va veni de la sine, să vine totul de la sine, să se întâmple totul natural. Da, să nu influențați situația. Pentru că o persoană, dacă se simte controlată, încearcă să se apere, să fugă, da? Se simte închisă. Dacă ați ales cartea din mijloc, spune factori religioși. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dragostea dumneavoastră este influențată de religie sau de tradiție, de cum sunteți crescut și de calea spirituală. Da? Deci, sau dumneavoastră mai mult judecați și vă ghidați, vă urmați simțurile dumneavoastră, deci, și credințele și ce credeți dumneavoastră. Nu ascultați, nu puteți fi influențat și schimbat de nimeni. Dacă ați ales ultima, arată că simțurile dumneavoastră sunt valoroase și este bine să vă cercetați acele simțuri pentru că iubiți acea persoană și să vă cercetați ce simțiți cu adevărat. Merită să vă cercetați simțurile și să vedeți ce simțiți. Să cercetați simțurile și sunt valoroase. Simțurile dumneavoastră sunt valoroase. Începe să simțiți ceva, romantism, dragoste pentru cineva. Sau ambii simțiți dragoste unul pentru celălalt împreună, da? Aici arată cum sunteți împreună cu acea persoană. Sau veți rămâne, veți fi împreună cu acea persoană. Cam asta a fost pentru Capricorn. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.